astăzi peste 500.000 de români își sărbează ziua numelui cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel. 375.222 de bărbați și 135.042 de femei au primit felicitări, daruri și gânduri frumoase. Cele mai frecvente nume întâlnite la bărbați sunt Petru, Petre și Paul. Dintre femeile care își sărbătoresc onomastica, cele mai multe poartă numele de Paula, Petronela și Petruța. La mulți ani, sănătoși și buni! Apostolii Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29 de Cireșar, zi denumită popular Sfânt Petru, ce marchează mijlocul verii agrare și sfârșitul celei de-a doua perioade importante de post dintre cele patru de peste an. În tradiția populară, Sfânt Petru apare fie ca personaj pământean, fie ca divinitate celestă. În poveștile și în snoavele populare, Sfânt Petru este un om obișnuit. Se îmbracă în straie țărănești, se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor și mai ales cu pescuitul. Fiind credincios, foarte harnic și bun sfetnic, Sfânt Petru este luat de Dumnezeu în cer, unde îi încredințează porțile și cheile raiului. Acolo, fiind mai mare peste cămările cerești, împarte hrana animalelor sălbatice, în special lupilor, fierbe grindina pentru a o mărunți și a o face mai puțin periculoasă. Sfânt Petru este cel mai cunoscut sfânt al calendarului popular. În unele zone, sărbătoarea era anunțată de anumite repere cosmice și terestre, apariția licuricilor, amuțitul cucului, răsăritul constelației Găinușei și altele.